pocăința este autentificată, validată înaintea lui Dumnezeu, este venită ca dar de la Dumnezeu, ca lucrarea lui Dumnezeu, dacă este motivată corect. De ce te pocăiești? Dacă durerea ta este că suferi anumite consecințe, asta este un lucru natural. E normal să te doară pentru că sunt anumite consecințe. Deci este complet natural. Dar dacă durerea ta este că ai pierdut acea părtășie cu Dumnezeu, ai pierdut bucuria mântuirii, ai pierdut legătura cu Dumnezeu, ai pierdut uh, acea uh, intimitate din părtășia cu Dumnezeu. Dacă asta este durerea ta, este o pocăință autentică. Dacă durerea este că ai vrea să vezi din nou manifestarea prezenței lui Dumnezeu față de tine, aia este o durere autentică. Dacă durerea ta se naște din dorul pe care îl ai după Dumnezeu, care nu se mai manifestă față de tine, care are privirea întunecată datorită păcatului tău, aceea este uh, o pocăință autentică. O, o biserică care pierde durerea aceasta, un om care pierde durerea aceasta după prezența lui Dumnezeu, este o biserică care este pe marginea apostaziei. Și este un om care, îi, îi, la limita, dacă trăiește în felul acesta tot timpul, tot timpul îi concentrat doar asupra consecințelor, e un om care e la limita de a fi catalogat ca un om care nu-i născut din nou.